Craiova trece în această perioadă prin numeroase transformări. Angajații Regii Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, secția Zone Verzi, au început să pregătească parculețul din spatele Teatrului Național Marin Sorescu pentru lucrările la parcarea subterană. Aceștia scot copacii din pământ și îi vor replanta în alte spații verzi. Lucrările care vor fi executate de consorțiul SC Mitliv SRL, SC Polistart Impex SRL, Habau Construcții SRL, cu lider de asociere SC Mitliv SRL Craiova, vor începe oficial pe data de 6 aprilie și vor dura 18 luni. Chiar dacă mai mulți craioveni din zona Teatrului sunt nemulțumiți că li se va distruge complet parculețul din acel perimetru, reprezentanții Mitliv au precizat că parcul va fi refăcut, aceasta fiind o obligație a firmei. Strada Caracal, ale cărei lucrări de reabilitare au început pe 7 martie, începe ușor-ușor să se schimbe. Trotuarele au fost parțial refăcute pe o lungime de aproximativ 600 de metri, urmând să fie turnat asfaltul. Mai mult, de săptămâna viitoare, va începe și reabilitarea carosabilului. În ceea ce privește circulația, șeful de șantier a spus că se depun toate eforturile pentru a nu se închide total, deși acest pas va trebui făcut la un moment dat, iar circulația va fi deviată pe alte artere. Centrul istoric, un proiect de asemenea de interes pentru locuitorii Craiovei, trece în această perioadă prin schimbări majore. Constructorul Reconesa a terminat lucrările la canalizarea pluvială și pe strada Teodora Man, iar în perioada următoare vor fi realizate instalația electrică pentru stâlpii de iluminat, racordarea caselor la rețeaua pluvială și profilul din piatră pentru montarea granitului, adus tocmai din Brazilia. Săptămâna viitoare vor începe lucrările pentru fântânile arteziene. Acestea vor fi amplasate pe strada Teodor Aman, care va fi cea mai spectaculoasă dintre străzile centrului istoric. Strada râului a intrat de asemenea în reabilitare. Lucrările de aici sunt realizate de tel drumesa și, conform angajaților, acestea au început în urmă cu câteva zile. Momentan, circulația nu este restricționată, lucrându-se doar pe partea dreaptă a drumului. Pentru această stradă, lucrările sunt preconizate să dureze un an și jumătate. Un alt proiect care a ajuns acum în zona giratoriului de la universitate este reabilitarea liniei de tramvai. Conform unei declarații făcute de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în urmă cu câteva luni, acestea ar trebui să se încheie în toamna acestui an. Șeful de șantier al firmei constructoare nu a dorit să ofere informații legate de mersul lucrărilor, spunând doar că ele merg bine.